Salut, numele meu este Ioana Mașca și ne vom ocupa de prisma triunghiulară. Să trecem la treabă. De când a primit cadou, de ziua lui de naștere, o prismă optică mare, Andrei nu se mai desparte de ea. Zi și noapte proiectează raze de lumină asupra ei, raze care atunci când o străbat, descompun lumina într-un adevărat spectacol rogvaiv. Aveți aici în figură modul în care prisma lui Andrei descompune razele de lumină proiectate în rogvaiv. Mai mult chiar, a început să o asorteze cu diferite alte obiecte în formă de prismă triunghiulară. A transformat o răsătoare veche a mamei în suport de creioane, pe care a agățat-o apoi pe același perete de lemn al mansardei, pe care descompune razele de lumină. Și încă ceva. Dimensiunile răzătoarei sunt de două ori mai mari decât dimensiunile prismei optice. Astfel, suportul de creioane, răzătoarea, are latura bazei de 12 cm, iar înălțimea de 16 cm. Haideți să aflăm împreună suprafața de metal din care este realizat suportul de creioane. Ce știm? Fiind suportul de creioane, suprafața de metal va fi baza și area laterală. Adică vom avea o arie laterală plus doar o arie a bazei. După cum vedeți în imagine, ne întoarcem puțin, aici sunt creioane, doar baza este de metal. Avem fața aceasta, aceasta și fața cealaltă, atâta doar, de care prisma este agățată de una dintre muchii pe perete, după cum vedeți. Aria laterală plus aria bazei va fi egală cu aria laterală, știm că este perimetrul bazei ori înălțimea, iar perimetrul înseamnă latura ori 3, da? 12 ori 3 ori înălțimea, care este 16, iar area bazei, pentru că avem un triunghi echilateral, va fi 12 la pătrat radical din 3 pe 4 din formulă. Simplificând, aici ne va rămâne 6 la pătrat, 12 la pătrat fiind 6 la pătrat ori 2 la pătrat, dăm factor comun putem să dăm pe 36, vom avea 36 obținut de aici, pe lângă 16 plus radical din 3, este întreaga suprafață de metal folosită de Andrei pentru a-și transforma, folosi răzătoarea mamei în suport de creioane. Acum, haideți să aflăm volumul de sticlă al prismei optice. Știm că dimensiunile prismei sunt jumătate din dimensiunile suportului de creioane. Deci, latura prismei va fi de 6, latura bazei, în timp ce înălțimea prismei va fi de 16 împărțit la 2, 16 împărțit la 2, respectiv de 8 cm. Prin urmare, volumul prismei, știm că este area bazei ori înălțimea, va fi 6 la pătrat radical din 3 pe 4, ori înălțimea, care este de 8, simplificăm și vom avea 36 ori 2 radical din 3, care va fi 72 de radical din 3. Acum, dacă în suport se așează un creion cu gumă lung de 24 de centimetri, acesta este creionul cu vârful în mijlocul bazei muchiei, aici. Aici este guma creionului, da? Și haideți să o notăm.
punctul acesta cu N, punctul acesta cu M, haideți să găsim, să calculăm distanța de la guma creionului până la planul bazei. Ce înseamnă aceasta? Perpendiculara din N pe planul bazei, care va pica undeva aici. De ce asta? Pentru că, haideți să notăm prisma. B aici, A aici, B prim, A prim, deoarece CC prim este perpendicular pe planul bazei și NP punctul, haideți să notăm cu P, perpendicular pe planul bazei, cele două segmente NP și CC prim vor fi paralele. Astfel vom avea triunghiul C prim MC asemenea cu triunghiul NMP și scriind rapoartele de asemănare putem găsi atât lungimea segmentului NP cât și lungimea segmentului MP. Deci, avem așa, triunghiul MC, MC, C prim, asemenea cu triunghiul M, PN. Rezultă raportul MC prim supra MN egal cu CC prim supra NP egal cu MC supra MP. Pentru a determina pe NP, care reprezintă distanța de la guma creionului până la planul bazei, haideți să pun planul bazei, spunem așa în cuvinte, da, distanța de la punctul N la planul ABC, la planul ABC, am spus că este NP și NP va fi egal cu CC prim ori MN supra MC prim, adică 16 ori 24 supra 12 radical din 3. După simplificări o să obținem 32 de radical din 3. Este distanța de la guma creionului până la planul triunghiului bazei. Astfel, lungimea segmentului MP, deși nu se cere în problemă, o putem găsi, este MC ori MN supra MC prim și va fi egală cu 6 radical din 3 ori 24 supra 12 radical din 3 și este egală cu 12. Și ne oprim aici.